singură și e calea clasică. Acum, norma didactică, cum s-ar spune, e de obicei foarte mare pentru pozițiile mici. Și sunt relativ sigure în Anglia, nu sunt complet sigure ca joburi, dar sunt relativ sigure. Pe de altă parte, nu avansez decât dacă produci cercetare originală de calitate și când faci asta, ceea ce presupune să ai idei, să găsești finanțatori pentru ele, să găsești oameni, să conduci laboratorul. E, când faci toate lucrurile astea, tot dacă ești capabil să faci lucrurile astea, nu este problema nimănui. Dacă te descurci bine, avansezi, dacă nu te descurci, atunci rămâi pe poziția inițială. Ei, s-ar putea să o și pierzi la un moment dat. Asta e o cale. Și marea majoritatea oamenilor urmează parcursul ăsta. Există cariere independente, fellowships, cum se spune aici, care sunt centrate pe cercetare. Finanțarea vine din exterior. Ești scutit sau protejat de prea multă predare și administrație, dar sunt pe termen fix și când se termină, se termină. Adică ori ești pregătit pentru o altă rundă de finanțare sau pentru un fellowship în continuare, ori nu. Și atunci nu se întâmplă nimic. Adică poți să rămâi pe drumuri fără nicio problemă. Nu ești problema nimănui. Născut în România. Invitatul emisiunii de astăzi este doctor în neuroștiințe Octavian Voiculescu, Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Tu spuneai la un moment dat că atunci când ai venit la Cambridge a trebuit să convingi Wellcome Trust, tu, care este finanțatorul principal, de valabilitatea ideii tale. Cu ce ai convins? Nu știu, pe scurt. Dar ideea ta care era atunci? Fellowship-uri de felul ăsta, nu numai Wellcome Trust. Sunt o mulțime de... Nu chiar o mulțime, dar sunt mulți finanțatori, inclusiv agențiile de stat, care au fellowship-uri de felul ăsta. Cele de stat, fiind sub control politic, adică parlamentar, sunt în general mai puțin, mai reticente în a finanța proiecte foarte ambițioase. Wellcome Trust, din potrivă, așa cum e în America,